Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a efectuat în perioada 1-15 aprilie 192 de controle pentru identificarea cazurilor de muncă la negru. În urma verificărilor au fost descoperite 35 de persoane ca lucrând fără forme legale, iar pentru 29 de angajați nu a fost comunicată în termen încadrarea în muncă acestora. Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 321.000 de lei. Cauzele, să zic, sunt generic multe. De pildă, mai puțină educație în acest sens sau educarea angajaților, care preferă de cele mai multe ori să lucreze fără forme legale, mizând pe faptul că altfel realizează o sumă de bani mai mare, și angajatorul, pe de altă parte, folosind muncă fără forme legale, obligatoriu, nu mai plătesc către stat taxele și impozitele aferente calității de angajat, cu stopajul la sursă vorbind și restul. Mulți din cei care preferă munca fără forme legale nu realizează că pe această perioadă nu sunt nici asigurați, deci nu au beneficiu vechimii muncă sau stagiului de cotizare, mai bine spus, și cu atât mai mult și privind sănătatea. Neavând un contract în acest sens, ne oprindu-se sau nevirându-se la stat cotele obligatorii pentru asigurarea pentru sănătate. Cele mai multe cazuri de muncă la negru au fost descoperite în domeniile confecții și construcții. Angajatorii care nu respectă legislația și nu fac contracte angajaților riscă amenzi începând de la 10.000 de lei.